Dragii mei frați, stimate surori în Domnul, s-a vorbit astăzi destul de mult despre faptul de a fi în lume, dar nu din lume. Și pentru că nu suntem din lume, dar suntem în lume, prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, lumea exercită anumite influențe asupra noastră și cele mai multe dintre ele sunt negative. Pentru că Scriptura ne spune că lumea zace în cel rău. Apostolul Pavel chiar spune că Hristos s-a arătat, la începutul epistolei către Galateni, Hristos s-a arătat ca să ne izbăvească din acest veac rău. Se referă nu la un secol, ci veac în limbaj, în accepțiune biblică, înseamnă cultura umanității, ceea ce în cultura umanității se opune împărăției lui Dumnezeu. Este vorba despre trendul lumii acesteia, despre mentalitățile, despre conduita generală a lumii, care este contrară împărăției lui Dumnezeu. Valorile lumii care sunt contrare împărăției lui Dumnezeu. Și noi spunem că suntem în lume pentru că trăim în lume, dar nu suntem din lume pentru că suntem născuți din Dumnezeu și nu ne conformăm acestor valori. Lasă asta se referă Apostolul Pavel când spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Adică noi nu trăim după valorile, mentalitățile, curentele ideatice ale acestei lumi care se opun, care contravin învățăturii împărăției lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, așa cum spuneam, lumea necurmat exercită tot felul de influențe asupra noastră. De unele ne dăm seama, de unele nu ne dăm seama. Însă chiar și prin veștile pe care, care ne parvin, prin știrile pe care le auzim, prin mesajele alarmiste pe care le auzim, lumea exercită o anumită presiune asupra noastră. Nu este vorba doar despre presiunile morale pe care le face asupra noastră. Iată de pildă am traversat o perioadă de secet, am văzut culturi compromise și mesaje destul de îngrijorate ale înalților oficiali responsabili cu bunul mers al țării, mai ales pe aceste domenii și am văzut că există, eu știu, îngrijorări din acest punct de vedere. Se vorbește de ceva vreme despre criza energetică, despre creșterea prețurilor la carburanți din cauza conflictului armat din vecinătatea țării noastre. Iarăși ne îngrijorează chiar și dezlănțuirea stihiilor naturii. Nu? După ce am traversat o perioadă de secetă, în timp ce la noi era secetă, am văzut capitale europene inundate și acum, iată, au venit ploi preabundente, mult preabundente decât ne-am dorit și pe teritoriul țării noastre și vorbim iarăși despre uh, compromiterea unor culturi și a bunului mers al țării și al societății în general. Se fac provizii, se fac provizii ca să putem traversa cu bine iarna viitoare. Observați mereu la știri se spune în ce măsură um, suntem pregătiți din punct de vedere energetic pentru a traversa cu bine Iarna viitoare. Dragii mei, iată de ce spun că lumea nu exercită asupra noastră doar presiuni morale să facem lucruri contrare împărăției lui Dumnezeu. Ce există, dacă vreți, le vom numi astăzi, niște puteri ale lumii care ex exercită o influență asupra noastră, astfel încât în Sufletele noastre să se declanșeze. Emoții negative precum panica, anxietatea, teama, de așa manieră încât relația noastră cu Domnul, părtășia noastră, dacă vreți, viețile noastre de familie să fie tulburate. Atunci când mesajele acestea, eu știu, alarmiste, asediază mințile noastre, psihologii spun că. Um, Odată procesate aceste date, gândurile atrag după ele emoțiile. Emoții negative care tulbură, cum spuneam, și relația noastră cu Domnul, pot aduce tulburări în familie din cauza îngrijorărilor excesive și pot tulbura chiar relațiile dintre noi. Pentru că atunci când oamenii aleargă frenetic să adune, eu știu, provizii. Resurse ca să facă față tuturor acestor crize reale sau imaginare, atunci relațiile dintre oameni devin foarte încordate. Da? Și mesajele acestea asediază, într-o măsură mai mare sau mai mică, asediază sufletele noastre. Nu știu dacă vă aduceți aminte, a fost o perioadă uh, în țara noastră, cred că nu nu e vorba de București, când oamenii au strâns provizii din cauza unor mesaje alarmiste. Eu am coborât la un moment dat la. Uh, magazinul de cartier să cumpără o punguliță de sare și am fost uimit când mi s-a spus că nu mai este sare. Eu știu, am prins vremurile acelea când nu era pâine, nu era zahăr, nu era ulei, totul era pe cartelă, am stat și eu la cozi interminabile, am dormit pe iarbă în fața celui mai sărac cetățean oriental, știți cum se spunea pe vremea respectivă, cel mai sărac cetățean oriental din România este alimentara. Da. Am stat și eu la ușa lui Alimentara câte o noapte, dormeam pe pătură, undeva pe, pe, un spațiu verde acolo, pentru că coada acolo la aceste alimente aflate la mare căutare era foarte mare, eu eram numărul 200 și ceva pe listă. Da, așa. Deci vă dați seama, cu 200 și ceva de persoane în fața mea, acolo mâncam, acolo dormeam, dar să nu fie sare, încă așa ceva n-am pomenit în, nici în scurtul meu trecut comunist. Da? Iată ce mi închipui acum cât timp le va lua cei care și-au făcut provizii de sare, celor care și-au făcut provizii de sare, cât timp le va lua să consume sare. Aceea este o vorbă în poporul român, ca să cunoști un om, trebuie să mănânci un sac de sare cu el. Da? Unii vor avea căsnicii îndelungate și să sperăm fericite, da? pentru că sare și-au adunat. Dragii mei, astea sunt semne ale faptului că, dincolo de presiunile morale pe care lumea le exercită asupra noastră, lumea are puteri cu care poate băga spaima în noi. Acum, noi venim în casa lui Dumnezeu și astăzi sărbăm cina Domnului și spunem că ne unim cu Domnul și avem, dacă vreți, o oază de liniște. Nu e așa? În casa Domnului parcă uităm. Cel puțin încercăm, dar eu cred că de cele mai multe ori și reușim. Întotdeauna când am fost foarte îngrijorat, mi-aduc aminte de cele mai în, eu știu, grele perioade din viață când am venit în casa lui Dumnezeu, parcă am uitat de toate. Domnul pune pace pe inimile noastre în casa lui, slăvit să fie Domnul. Dar, odată ce ieșim de aici, asediul acesta necontenit și nemilos al lumii își reia activitatea cu um, o agresivitate poate și mai mare. Noi spunem că, că, diavolul și îngerii lui sunt dușmanii sufletelor noastre, dragii mei. Dar iată, nu este nevoie de o acțiune demonică concertată împotriva noastră. Lumea, spiritul viacului se luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și spuneam, noi luăm cina Domnului astăzi, dragii mei. Nu știu dacă v-ați spus vreodată întrebarea, cum ne ajută faptul Că luăm cina Domnului, cum ne ajută împărtășirea de astăzi, în acest război cu puterile lumii, când vom ieși din casa lui Dumnezeu, când se termină ziua frumoasă de astăzi și începem de mâine să fim iarăși asediați, asaltați de toate aceste puteri ale lumii, care declanșează, cum spuneam, îngrijorare, panică, teamă, tensiuni. Cu ce ne ajută? Că luăm astăzi cina Domnului în lupta pe care o vom relua mâine. Nu doar cu diavolul, nu doar cu presiunile morale, ci chiar cu aceste puteri ale lumii, haideți să le numim așa, puteri ale lumii care ne asediază și ne pot tulbura, ne pot demola. Câți dintre noi n-am venit la biserică de multe ori demolați de îngrijorare, de teamă, de panică? Haideți să vedem astăzi, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, cum ne ajută împărtășirea cu trupul și sângele Domnului în lupta aceasta cu puterile lumii. Nu doar cu păcatul moral, nu doar cu păcatele capitale, ci cu presiunile pe care lumea le exercită asupra noastră. Și aș vrea să citim împreună din Galateni, capitolul 4. Galateni 4. Primele șapte versete. Haideți să ne ridicăm și să ascultăm ce spune cuvântul Domnului aici. Galateni 4, primele șapte versete. Tradu Folosim traducerea nouă, cea mai nouă traducere a Noului Testament pe care o avem la dispoziție. Ce spun eu este că atâta vreme cât moștenitorul este nevârstnic, nu se deosebește cu nimic de un rob, cu toate că este stăpân peste toate. Stă sub autoritatea tutorilor și a îngrijitorilor până la vremea hotărâtă de tatăl său. Tot astfel și noi, când eram nevârstnici, eram înrobiți de învățăturile elementare ale lumii. Și fac o pauză aici. Haideți să rămânem puțin la versetul 3. Eram înrobiți de învățăturile elementare ale lumii. Dragii mei, prin învățăturile elementare ale lumii trebuie să înțelegem nu doar idei. Este vorba aici, Pavel folosește o expresie foarte greu de tradus aici, încă nimeni n-a găsit formula adecvată, pentru că se referă la toate presiunile pe care lumea le exercită asupra noastră. Nu doar la învățături ca și curente ideatice, ci la toate puterile lumii. Deci am putea citi aici, cei care aveți ediția tipărită a acestei traduceri, veți vedea chiar că într-o notă de subsol explicativă, împreună cu colegii cu care am lucrat la această traducere, am căutat să dăm această lămurire. Deci eram înrobiți de puterile acestei lumi. Mai departe. Dar când s-a împlinit vremea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere de sub lege și astfel să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu nu l a trimis în inimi pe, fiul, pe Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, am citit așadar în cuvântul lui Dumnezeu cum Apostolul Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, spune Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să ne răscumpere, ca să ne izbăvească de sub puterile lumii. Da? Acolo unde scrie învățăturile elementare, da, să știți că nu este vorba doar de, despre niște idei, despre o filosofie sau despre o ideologie. Este vorba despre toate aceste presiuni pe care lumea le exercită asupra noastră. Hristos Domnul, s-a arătat în lume, a trebuit să se întrupeze pentru ca noi să fim biruitori împotriva acestor puteri ale lumii. Măriți să fie Domnul! Iată de ce adevărul fundamental, dragii mei, pe care aș vrea să-l constatăm și să-l explorăm astăzi, este că prin cina Domnului, de ce spun prin cina Domnului? Pentru că Hristos s-a întrupat ca să ne poată izbăvi. Și noi astăzi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Așadar, noi ne împărtășim cu trupul și sângele celui care ne-a izbăvit de sub puterile lumii, de sub robia puterilor lumii. Hristos a luat trup de om ca să ne izbăvească și noi mâncăm astăzi din trupul și sângele lui. Asta înseamnă că prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, frații mei, Dumnezeu ne face victorioși împotriva tuturor puterilor lumii. Măriți să fie Domnul! Toate aceste puteri, dragii mei, toate aceste influențe negative, toate aceste presiuni pe care lumea le exercită asupra noastră, prin mesajele ei, prin cultura ei. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut versurile imnului taberei care conțineau la un moment dat, dacă ați fost atenți, conțineau niște slogane, um, da, niște fragmente mentalitare, să spunem așa, caracteristice culturii tinerilor de astăzi. Și anume, ascultă inima, fi tot ce poți să fii, be all you can be, da? Sper să traduc corect. fi tot ce poți să fii, ascultă inima și așa mai departe. Sunt toate idei extrem de vehiculate în zilele noastre și care exercită anumite presiuni, acestea și altele, asupra noastră. Hristos s-a arătat, dragii mei, ca să ne facă biruitor peste toate aceste presiuni, peste toate aceste puteri ale lumii. Cum anume, dragii mei, aflăm din textul nostru de astăzi că prin împărtășire ne hrănim, dacă vreți, strângem relația noastră filială cu stăpânul Universului. Dumnezeu este Creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. El este stăpânul Universului. Nimic nu-i depășește puterile. De aceea spunem noi că Dumnezeu este atotputernic. Dar noi am devenit fii ai acestui, a acestui Dumnezeu atotputernic prin întruparea Domnului nostru Isus Hristos. Da? Așa ne spune textul nostru în versetele 4 și 5. Le putem reciti. Versetele 4 și 5 din textul nostru spun Dar când s-a împlinit vremea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, da? întrupat, născut sub lege, și apoi ca să-i răscumpere pe cei de sub lege și astfel să căpătăm în fierea. Suntem fii ai stăpânului Universului. La cina Domnului, dragii mei, ce se întâmplă? Relația noastră filială cu Tatăl este hrănită. De ce? de ce? Pentru că ne împărtășim, sau dacă vreți, mâncăm din trupul și sângele fiului său întrupat. Mărit să fie Domnul! Calitatea noastră de fi este reafirmată, și nu doar reafirmată, ci alimentată. Sunt tot mai sudate relațiile dintre noi și Tatăl nostru care este stăpânul Universului. De aceea, dragii mei, prin cina Domnului, devenim mai puternici în interacțiunea noastră cu puterile lumii, mai puternici în fața fricii, a anxietății, a tuturor temerilor cu care lumea ne asaltează, cu care încearcă să ne colonizeze sufletele. Auzim tot mai des pe calea undelor un mesaj care sună în felul următor: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp cu el. Nu-i din Biblie mesajul, fraților, dar să știți că e bun. Da? Ar fi bine să-l memorăm. Pentru sănătatea emoțională a copilului noastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Și numim noi acest timp, timp de calitate. Este o calchiere, după limba engleză, după englezescul quality time. Da? Dragii mei, cina Domnului este timpul de cea mai înaltă calitate pe care îl petrecem cu Tatăl nostru. Și în vechime, și cred că și în zilele noastre, timpul cel mai calitativ pe care îl petrecem cu familia este timpul de la masă. La masă ne luăm răgazul de a sta cu familia. Și dacă nu avem acest timp, e bine să ne-l facem. Dragii mei, noi astăzi, nu săvârșim doar un ritual religios, ci stăm la masă cu Tatăl nostru. Tatăl nostru este stăpânul Universului. Iată de ce, dragii mei, prin cina Domnului suntem împuterniciți în lupta cu puterile lumii. Prin cina Domnului Dumnezeu ne dă noi și noi puteri, ne dă siguranța că El, stăpânul Universului, este cu noi și nu avem de ce să ne temem. Măriți să fie Domnul! Apoi, ce se mai întâmplă la cina Domnului? Scriptura ne spune în textul nostru, dragii mei, că prin cina Domnului mai suntem, sau cina Domnului mai lucrează într-un fel, astfel încât să fim biruitori în lupta cu puterile lumii. Aflăm din textul nostru că la cina Domnului suntem, dacă vreți, imunizați de Duhul lui Dumnezeu față de influențele lumii, față de puterile lumii. Pentru că iată ce spune textul nostru în versetul 6. Pentru că sunteți fii, spune, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ni l-a trimis în inimi pe Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Dragii mei, la cina Domnului se consolidează și relația noastră cu Duhul lui Dumnezeu. De ce? Spune Scriptura în prima narațiune despre întruparea Domnului nostru Isus Hristos, că Maria s-a aflat, Matei 1 cu 18, Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Asta înseamnă că trupul Domnului nostru Isus Hristos a fost conceput prin Duhul Sfânt. Iar noi, astăzi, ne împărtășim, ne hrănim dintr-un trup care a fost conceput prin Duhul Sfânt. De aceea, stând la împărtășire, lâncina Domnului, se intensifică și părtășia noastră cu Duhul Sfânt. Iar în scripturi, dragii mei, Duhul Sfânt are acest rol, dacă vreți, de aceste roluri, care mai multe, de înnoire și de împuternicire. Astăzi, stând la masa Domnului, frații mei, suntem împuterniciți prin Duhul Sfânt să facem față și mai mult decât atât să ieșim biruitori în lupta cu puterile lumii. Pe de-o parte am spus că ne întărim relația filială cu Tatăl nostru care este stăpânul Universului. Nu avem de ce să ne temem atunci când Tatăl nostru este stăpânul Universului. Pe de altă parte, Tatăl nostru ne dă astăzi din Duhul Său, prin împărtășire ne dă din Duhul Său, ne alimentează cu putere, ne imunizează, dacă vreți, împotriva acestor puteri ale lumii. De aceea este atât de important, dragii mei, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. De aceea n-au dreptate cei care spun, nu iau cina astăzi, stau să mă mai pregătesc. Cu ajutorul cui ne pregătim? cu ajutorul cui înaintăm noi către desăvârșire. Cum putem să înaintăm către desăvârșirea dorită fără ajutorul Duhului Lui Dumnezeu? Avem noi vreo șansă în lupta cu lumea fără ajutorul Duhului Lui Dumnezeu? Nu, nicio șansă. De aceea Apostolul Pavel spune... Zic dar, Galateni 5 cu 16, zic dar umblați cărmuiți de Duhul și în felul acesta nu veți mai împlini poftele firii pământești. Numai umblând cărmuiți de Duhul, nu vom împlini poftele firii. Pe urmă spune 1 Ioan capitolul 4, versetul 4 Cel care este în voi este mai tare decât cel care este în lume. Da. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Așadar, ca să fim biruitori împotriva lumii, trebuie să-l avem în noi pe cel care este mai mare decât lumea. Mărit să fie Domnul! Iată de ce este atât de important astăzi, dragii mei, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, pentru că prin ele primim noi puteri din Duhul lui Dumnezeu, ca să rezistăm și chiar să fim biruitori împotriva tuturor acestor puteri prin care lumea, acestor influențe, prin care lumea caută să altereze relațiile noastre, în primul rând realitatea noastră lăuntrică. Universul nostru lăuntric imperceptibil, dragii mei, nu ne dăm seama. Nu, ni se pare că e doar o știre. Ni se pare că e doar un articol de ziar. Ni se pare că e doar un mesaj emis de experți. În realitate, dragii mei, de multe ori, nu că știrile n-ar avea o doză de adevăr, dar de foarte multe ori dozajul prea mare de știri, consumul prea mare de media, Poate crea o presiune din partea lumii asupra sufletelor noastre, presiune suficientă ca să tulbure inimile noastre. De aceea și Mântuitorul înainte de a pleca le-a spus ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Domnul a știut, dragii mei, că inima tulburată nu mai dă randamentul necesar, nu-și nu mai poate concentra atenția asupra relației cu Tatăl. Nu mai este atât de permeabilă față de ceea ce vrea Dumnezeu să-i dea. De aceea Domnul a zis să nu vi se tulbure inima. Nu vă îngrijorați de nimic. Cuvântul pe care îl folosește acolo Scriptura înseamnă în sensul lui de bază, cu sensul lui primar, să nu vă împărțiți inima. Nu vă împărțiți inima, după cum vă spune lumea, da? să te îngrijorezi, adică să ți împarți gândurile și inima într-o sumedenie de direcții. Ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte vi se vor adăuga, vă vor fi date. Și despre acestea zice Domnul Hristos, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Nu întâmplător, dragii mei, Domnul Iisus Hristos îl numește pe Dumnezeu acolo, Tatăl vostru Ceresc. Pentru că El este deasupra tuturor acestor lucruri. Dar, dragii mei, oricât am toca noi învățătura Scripturii aici, dacă nu există forța lăuntrică a Duhului Sfânt care să o facă roditoare în lupta cu presiunile lumii, totul este discurs religios. Avem nevoie ca ceea ce vorbim noi astăzi să capete contur, să se transforme în substanță vitală, să transforme viețile noastre. Este nevoie de lucrarea miraculoasă și tainică în același timp a Duhului Sfânt. Mărit să fie Domnul! Astăzi, dragii mei, când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, primim această putere prin Duhul Sfânt. Dar, un ultim fel în care cina ne ajută, dragii mei, în lupta aceasta cu puterile lumii, ține de speranța noastră. Aflăm din textul nostru că prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este confirmat accesul nostru la împărăția lui Dumnezeu, la universul restaurat al lui Dumnezeu. Uitați ce spune ultimul verset al textului nostru, versetul 7. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Cu alte cuvinte, moștenim, dragii mei, o lume mai presus de lumea aceasta. O lume desfășurată raiului Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, când, la revenirea Domnului nostru Isus Hristos, Duhul lui Dumnezeu își va desăvârși lucrarea în noi toți, ne va desfășura. Și ne va face vrednici prin Hristos, Domnul, să intrăm în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, ca să facem lucrările lui Dumnezeu pentru veșnicie. Dumnezeu ne spune astăzi: vă pregătesc pentru o lume net superioară acesteia prezente. Credeți voi că o să vă pierd pe drum? Ne poate Dumnezeu pierde pe drum? Nu. De aceea, nu avem niciun motiv, dragii mei, să ne temem de lumea aceasta, să intrăm în panică. Cina Domnului ne aduce aminte că Dumnezeu ne ține în brațul său pentru lumea împărăției sale. Gândiți-vă, dragi tineri, pentru că am vorbit astăzi cu adolescenții, dragi adolescenți care pregătiți poate pentru examenul de capacitate. Dacă cineva ți-ar garanta că intri la un liceu de top din capitală, te-ai mai teme de examenul de capacitate? Nu. N-ai de ce să te temi cineva ți-a promis că intri, că ești deja licean. Încă n-ai ajuns acolo, dar cineva ți-a promis că intri în acel liceu. Licean fiind dacă ți-ar promite cineva că intri la una dintre universitățile de top din Europa. Te-ai mai teme de bac? Nu. Dacă știi sigur că intri la facultate, de ce să te mai temi la bac? Din potrivă, s-ar putea chiar să iei notă mai mare dacă nu te temi. Nu? Că nu mai ai trac. Dacă student fiind, îți promite cineva că vei fi angajat la unul dintre giganții digitali din țara noastră sau, mă rog, din lume, te mai temi de interviul de angajare? Nu, te duci cu fruntea sus, te duci fără frică, cineva ți-a garantat postul acela, nu-ți nu, nu mai este teamă nici de examenul, de licență, nici de interviu, de angajare? Știi că ajungi acolo. Astăzi, dragii mei, prin cina Domnului, Dumnezeu ne întreabă dacă v-am garantat împărăția mea și iată cina este dovada acestui fapt. Dacă aveți acces la împărăția mea, de ce vă mai temeți de lumea prezentă? Ce teamă aveți cu privire la prezent când știți sigur că sunteți în brațul meu și vă duc în cealaltă lume, în universul meu restaurat, în împărăția mea, în raiul meu? De ce vă mai temeți de lumea aceasta? Prin cina Domnului, dragii mei, Dumnezeu ne reconfirmă accesul la împărăția Lui. De aceea nu, avem, nu trebuie să avem nicio teamă cu privire la lumea prezentă. Așadar, prin cina Domnului, iată că prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, Dumnezeu ne face biruitori împotriva tuturor puterilor lumii. Nu doar a puterilor morale, ci asupra tuturor ideilor, îngrijorărilor, temerilor gregare, a care domină lumea. Dumnezeu prin cina Domnului astăzi ne face biruitori peste toate acestea pentru că ne aducem aminte și ne hrănim relația noastră filială cu stăpânul universului. Suntem întăriți de duhului Dumnezeu care este mai mare decât cel care este în lume. Și ni se spune din nou și din nou că Dumnezeu ne așteaptă cu brațele deschise în împărăția lui. De aceea, dragii mei, haideți să-l onorăm pe Dumnezeu astăzi cu încrederea noastră să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și să dăm slavă Domnului că suntem făcuți mai mult decât biruitori împotriva tuturor puterilor lumii și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Haideți să ne rugăm acum Domnului să binecuvinți, să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului pentru binecuvântarea mesei la care vom sta. Să, rugăm Domnului, să ne rugăm Domnului ca acest cuvânt pe care l-am auzit să fie roditor în inimile noastre, să-l onorăm pe Domnul prin încrederea noastră nezguduită în el și să ne ajute Dumnezeu să fim biruitori prin trupul și sângele său, să fim biruitori împotriva tuturor puterilor lumii. Amin. Ne rugăm împreună Domnului.